Prin hotărâre de guvern, mai multe comune din Mehedinți au primit bani de la guvern. Sumele au ajuns în bugete la 9 administrații locale. Banii au fost alocați cu prioritate pentru finalizarea lucrărilor începute. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Marius Bălu, a ținut să infirme zvonurile legate de o posibilă împărțeală politică a sumelor astfel obținute. Vă dau doar două exemple. Pe partea de infrastructură, unde s-au alocat 45 de miliarde, suma acordată comunelor Partidului Democrat Liberal reprezintă 0,57% din totalul sumei, iar pe partea de baze sportive, sumele acordate comunelor Partidului Democrat Liberal reprezintă 9,5%. Restul de 90% reprezintă sume alocate comunelor conduse de primari PNL și PSD. Șeful filialei Mehedinți a Partidului Democrat Liberal, Mihai Stănișoara, a atacat în termeni duri ipocrizia unor politicieni care au făcut declarații despre o repartizare a banilor proveniți de la guvern pe criterii strict politice. Modul în care au fost alocați banii de către guvern prin această hotărâre arată, cred eu, extrem de limpede faptul că acest guvern este unul responsabil și respectă interesul tuturor cetățenilor județului Mehedinți, indiferent de culoarea politică a celor care conduc administrațiile locale. Procentele în care s-au împărțit acești bani sunt elocvente în acest sens. Alocarea sumelor provenite din fondurile guvernamentale și destinate dezvoltării satelor românești s-a făcut de fiecare dată exclusiv în funcție de stadiul investițiilor aflate în derulare.